vă dorim pe așa mai jazzy, așa de început. Mi-am amintit că a luat un Oscar, dar cel mai tare mi-amintesc de câte ori l-a avut și nu în mod special de vrăjitorul de Oscar, asta e partea bizară, sigur că era firesc pentru că suntem aici să fie și o sincronicitate, adică să bată vântul afară, mai ceva ca în vrăjitorul de Oscar, nu ne-a luat în clădire cu tot, dar nu-i timpul pierdut. Dar îmi amintesc de momentul în care pe cerul Bucureștiului a apărut un curcubeu, odată cu vizita unui președinte american, care a fost foarte încântat și a zis, iată și curcubeu, nimeni n-a știut să interpreteze, pentru că americanii spun că atunci când apare un curcubeu pe cer, înseamnă că Dumnezeu zâmbește. Iar lumea n-a făcut decât tot felul de ironii la adresa chestia asta, fără să știe esențialul, pentru că probabil toți învățaseră englezește pe vremea când încă Dumnezeu era pus la index. Așa că de acolo se trage. Și ne mutăm la Casablanca, unde era iarăși o poveste tare frumoasă, pentru că Michael Curtis și-a dorit atât de mult să-l aibă pe cântărețul de la pian, cel care avea o voce dumnezeiască, dar nu știa să cânte la pian. Și atunci mâinile pe care le vedem noi nu sunt ale lui și face de fapt un play, un playback de muzică de data asta, nu de voce, pentru că altfel probabil că n-ar fi funcționat la fel de bine și oricum rămâne, cred că, cea mai frumoasă melodie din istoria filmului, chiar dacă ea exista cu mult înainte de Casablanca și doar a luat-o pentru că era un șlagăr și a crezut că în felul ăsta o să-și ajute filmul, deși filmul nu avea nevoie de așa ceva, film care a fost de fapt o piesă de teatru pe care toți directorii de teatru au refuzat-o. Asta e. Dar mai bine, când ne-a ajuns nouă direct filmul care mi-e cel mai drag din toate care s-au făcut vreodată și nu reușește niciunul nu reușește să-l dă întreag. Pare așa mai degrabă, știi, că e o poveste de Woody Allen. Cred că Woody Allen și-ar fi imaginat foarte bine să înceapă un film cu cineva care cântă la pian și doar să ai un chip care să-ți interpreteze pe parcurs. Așa e foarte neașteptat și lumea nu mai funcționează pe genul ăsta și e mare păcat, pentru că nimic nu era mai frumos decât în copilărie când se așeza mama la pian și cânta. Eu nu știu să cânt la pian, dar mama știa să cânte la pian și putea reproduce absolut orice melodie. Nu știa notele, în schimb, dar trișa perfect. Când era copil, a avut o profesoară și spunea, dacă cântați așa de frumos, mai cântați-mi un pic. Și apoi reproducea fără niciun fel de... Era o trișerie drăguță, una dintre frumoasele trișerii, așa, de-a lungul timpului. Ha! Și ne-am dus la Love Story. care a fost unul dintre foarte puținele filme din perioada lui, a dus pe marile ecrane în România foarte repede, pentru că, ca să păstrez, mă rog, lumea și personajul de atunci, îi căzuse cu tromblul cu Ana Leana. Și atunci toată lumea s-a străduit să-i aducă tovarășii filmul cu Love Story. E bizar, pentru că așa, când o vedem acum și când știm foarte multe lucruri, nu că atunci am fi văzut-o altfel neapărat, cel puțin ăștia normal, el a fost, legenda spune că i-a ieșit regina balului, nu știm cum arătau celelalte, dacă erau numai împăiate sau mă rog cum or fi fost, a ieșit regina balului pentru că el a cumpărat de fapt toate biletele de la respectiva tragere la tombolă ca să poată să iasă ea regina balului și să mai spune că totul se întâmpla într-un loc unde e un cinematograf, Ateneu Munca se chema, Cinema Vergu Ateneu Munca, care e o clădire de patrimoniu al Marceliancu de altfel și unde, mă rog, s-a înfiripat dezastrul nostru de 25 de ani. Așa că a fost un love story tot cu final nefericit în ceea ce ne privește de data asta.
Irina Nistor, Irina Margareta Nistor, mersi că ești aici. Iată, după, cum să spun, niște aventuri care țin de... De paranormal. De paranormal și de faptul că suntem eroii propriei vieți și îți mulțumeam pentru curajul că te afli aici. Da, da, păi am zis tocmai asta este ideea. Și am zis să încheiem cu asta pentru că se leagă de Coana Leana. Exact. Și iată ce motiv, trebuie să începem legat de, mm-hmm. de Coana Leana și până la urmă de niște vremuri în care, iată, aveam pe Coana Leana. Acum ne lipsește această coană? Eu nu cred că ne străduim să ne o găsim așa. Eu cred că am rămas așa cu un reflex și atunci toată lumea face tot felul de apropieri de un fel sau altul. Ești o personalitate și mă bucur că ai acceptat să fii parte în proiectul cultural pentru că avem nevoie de repere și de modele. Reperul este următorul. Ești un om care iubește viața, iubește povestea, iubește oamenii, ești curioasă, ai, cred că, parte de un registru de întâlniri fantastic. Da, noroc. E adevărat, noroc. Am foarte mult noroc, dar și multă pasiune în tot ceea ce fac. Adică nu mă plictisesc. Nu te plictisesc. Dacă mă plictisesc, am șters. Și e șters. Asta înseamnă că emisiunea aceasta e posibil să n-aibă o oră, să aibă 10 minute. Vedem. Ai întâlnit din familia Mitterrand, ai întâlnit... Da. Poate vorbim un pic. Cele mai incredibile întâlniri, top. Cred că, da, ar fi întâi de toate Frédéric Mitterrand și bineînțeles că nu, François Mitterrand, pe care nu mi-aș fi dorit să-l întâlnesc. În mod special, deși era, se pare un tip extrem de cultivat, chiar că era, mă rog, socialist, stânga aia. Și mă uitam acum când am fost în America, chiar cu o zi după ce era cât păcii să vin la voi în emisiune și cu 12 ore înainte, nu mai era break a leg, era break a shoulder, dar umărul și-a revenit între timp. Dar vreau să-ți mai spun o chestie apropo de, că am zis că o să-i spunem coincidențe cinematografice și nu numai cinematografice. În ziua în care m-am născut, bunicul meu a pus un alun în curte, a pus doi aluni în curte, pentru că i-a spus lui cineva că alunii trăiesc 100 de ani, mă îndoiesc că trăiesc 100 de ani, nici aluni, nici eu. Și frumos că a pus doi, nu unul. A pus doi așa, just in case, adică a pus să se asigure așa, da. El fiind un om de știință de felul lui, da? Mă rog, asta a fost ceva de ursit aici, ți-au menit prin Da, mă rog, nu știu ce să... Dar în orice caz am constatat ieri că din acest alun, în care peste o jumătate de veac nu s-a întâmplat niciodată să se rupă o creangă, ieri era ruptă o creangă exact așa cum s-a rupt umărul meu, am și fotografiat exact pe diagonală și rămăsese atârnat. Deci... a fost așa o dublură a sorții care ne-a spune că m-a speriat, dar oricum m-a făcut să mă gândesc mai bine la lucrurile astea. Deci, să ne întoarcem la Frédéric Mitterrand. Spuneam că asta, spuneam că în America e foarte diferit față de ce zicem noi că e stânga, îi spun că e dreapta și invers. Adică toate se văd în oglindă, probabil, nu știu, fie și diferența de fusorar. Deci eu când spun stânga, spun comuniști, ei nu, ei au impresia că partea de stânga e mai de deschidere decât partea de dreapta. Mă rog, n-au avut parte. Să se ducă, da, sper, nici nu le-aș dori vreodată să aibă parte, sau să se facă așa un fel de muzeu în care să trăiască 24 de ore și după aia mai stăm de vorbă și cu ei și cu francezii în egală măsură. Deci asta a fost una dintre cele mai frumoase întâlniri pentru că venea foarte curând după întâlnirea cu Bernard Pivot, unde conform teoriei mele trase din experiență e bine nu neapărat să-i cunoști pe cei pe care îi admiri, pentru că nu era cel mai simpatic om din lume și am zis nu mai vreau să-l cunosc pe Frédéric Mitterrand pentru că îmi place atât de tare că nu vreau o nouă dezamăgire. Lasă-l acolo unde e și... Dar n-am avut un control, a trebuit să fac un interviu. Ai mai avut dezamăgiri mari? Da, mai avut de-a lungul timpului, da, am avut destul de multe dezamăgiri. Tocmai de-aia spun, în general evit, prefer să nu-i cunosc. Mama avea mare dreptate când eram copil, am citit la un moment dat Asclepios, era un roman foarte la modă în momentul respectiv și doctorul care l-a scris exista. Și era chiar la Parhun și, bineînțeles, toată copilăria mergând pe acolo, am zis, da, vreau și eu să-l cunosc, vreau să-l cunosc. Și mama a zis, mai bine nu, știa că nu e chiar tot așa, nu e o persoană foarte agreabilă și că e mai bine să rămân cu imaginea asta. Și avea într-o totul dreptate, dar sigur, știi cum e, că nu întotdeauna ți-a ascult părinții până la capăt. Deci a fost una dintre cele mai frumoase întâlniri, pentru că Frédéric Mitterrand chiar era ca la televizor, adică era în continuare și... iubitor de monarhie într-o perioadă în care aici nu era ca acum.
da. Unde lucrurile erau foarte amestecate și se împărțeau așa de o parte și de alta, și când spun monarhie, firește, mă refer exclusiv la Majestatea sa, regele Mihai. A fost atât de, pe de altă parte, era atât de înduioșător când îi spuneam că vocea lui întotdeauna m-a tulburat teribil și urmăresc mult mai bine, urmăream reportaj, era înainte să devină ministru, între altele, al culturii, ceea ce a fost o perioadă destul de îndelugată, insuficient, după părerea mea, ar trebui să fie numit pe viață. Uh-huh. Și el a spus, tocmai vocea mea mie mi se pare extrem de dezagreabilă și mi se pare un dezavantaj și mi s-a părut frumos așa, adică nu... Avea întotdeauna niște răspunsuri nu calculate, ci chiar foarte trăite. Și a fost una din întâlnire foarte frumoase. După aceea a fost Alan J. Pakula, pe care l-am întâlnit la un curs la Salzburg în 91 și care iarăși îi văzuse în filmele și a ținut niște cursuri în care erau niște cursuri de cinema și televiziune și nu avea tendința asta pe care, mai ales în anii 90, o aveau mult mai mult decât acum, de a distruge televiziunea și de a spune că numai cinematograful contează. Sigur că între timp lucrurile s-au răsturnat și mă uitam că tot mai des actorii din seriale sunt luați în filmele importante, filmele mari, indiferent că e vorba de blockbustere sau de filme de artă și nu invers, adică când ajung așa mai pe linie moartă sunt luați în seriale, iarăși a fost una din întâlnirile foarte, foarte frumoase. Superb! Te-ai fi gândit inițial când ai mers pe calea aceasta și cred că primul text a fost lucrarea ta de licență, Jean Cocteau, poezia cinematografică. Exact. Apropo de cei doi aluni, aia a fost menirea așa de alunirea vieții tale și iată Jean Cocteau ți-a dat deja, nu știu, bun, erai angajată în televiziune atunci, nu? Nu, a fost simultan, nici nu colaboram încă cu ei. Totul s-a întâmplat în același timp, deci lucram. Da. Adică la diplomă, o sincronicitate totală, dar sincronicitatea totală mi-aduc aminte că între altele conducătorul meu de teză era doamna Pandelescu și între altele în timp ce scriam la lucrare, la un moment dat chiar a trecut el are în filmele lui povestea cu lui Vitrie, care este geamgiu, da. Și a trecut un geamgiu pe stradă, ceea ce știi, în ultima vreme acum chiar nu mai trec deloc, iar mă rog, în 80 era deja bizar să mai treacă, mai trece cât un coșar din când în când sau ăștia cu fiare vechi, care nu mai, mai le zice fiare vechi cumpăr, ci fiare vechi luăm, că nu am avansat. Și a trecut un geamgiu și am vrut să scriu în lucrare și m-a oprit, sigur că era și în anii 80, chestia asta, sincronicitatea asta n-a funcționat. Pe vremea aia să știi că nici nu îi spuneam sincronicitate, îi spuneam legea seriilor. Pentru că exista, dar care e aceeași idee, de fapt, așa, dar nu eram atât de științifică. Dar care m-a preocupat dintotdeauna și probabil că lucrurile care te preocupă ți se întâmplă. Bun, ți-ai susținut licența și te-ai pomenit că ai o posibilitate de a merge în televiziune. Da, prin Dei Sucheanu, care vedeam toate filmele până atunci așa, el a vorbit cu Tudor Canafil și a fost ca la operă, s-a îmbolnăvit diva. Adică era vacanță, n-a avut cine să facă o traducere simultană, el trebuia neapărat să găsească repede pe cineva, probabil că a dat mai multe telefoane, m-a nimerit pe mine și a zis, acum trebuie să fii într-o jumătate de oră, trebuie să fii la televiziune. Prima traducere simultană ce a fost? Au fost frații, era un film cu frații Ritz, culmea, îl cheamă pe motanul meu de altfel, și nu-l cheamă după hotel ca să crea de lumea că sunt snoabă, nu, după asta îl cheamă Ritz. Ce vârstă are? Azi împlinește 15 ani. Mulți în 15 ani? Da, 15 ani, nu mulți. Când împlinești? Azi? O, la mulți ani motanului Ritz. Motanul Ritz face 15 ani azi. E un motan mizantrop. Și era un film pe care nu-l văzusem niciodată, firește, deși văzusem cantități de alte filme. Era o traducere fără microfon și fără cască, dar se pare că am funcționat bine, pentru că văzusem atât de multe filme la cinematecă și auzisem alte traducătoare, că probabil e o chestie mimetică. Am povestea asta. Deci, la prima vedere și ai funcționat excepțional citire la prima vedere, ca să spun așa, în termen la un dublaj, toate dublajele mele au fost la prima vedere. Adică tot ce am tradus după aia, miile de filme pe casete, toate au fost la prima vedere, că n-aveam cum să le... Bun, engleză, franceză înțeleg, dar italiană și spaniolă... Le-am prins oarecum din zbor. Nu pot vorbi, dar le înțeleg destul. Dar știi cum e, filmul te ajută în mare măsură. Te mai poate și încurca uneori, dar acolo e și imagine, e deducție și tot. Eu, pornind de la ideea că atunci când vizionezi
atât de multe, prinzi o tehnică sau, de exemplu, pot să-ți pun o subtitrare românească pe absolut orice limbă. Deci pot să ți-o pun în chineză, pot să ți-o pun în coreană. Am auzit lucrul ăsta. Da, în orice limbă. E un simț al structurilor gramaticale, e să un spun. Îți dai seama și cam care dintre ei vorbește și, sigur, chestia asta chiar mi s-a întâmplat într-un an când era un film chinezesc, în momentul în care l-am subtitrat, deci am, că lumea face confuzii foarte mari între dublaj și subtitrare, de aia tot timpul arăt așa, știi? Că multă vreme eu asta am făcut, am subtitrat și din când în când spunea lumea, a, asta e Irina Nistor, și arătau așa, pentru că scria traducerea și adaptarea Irina Nistor și m-am amuzat că mă reduceau la chestia asta, așa. Și era un film chinezesc pe care atunci când am făcut subtitrarea la el, am avut o subtitrare în engleză. Deci am funcționat după engleză. Când a venit copia mare și deci trebuia făcută, băgate titlurile într-o sală arhiplină la o deschidere de festival și așa, copia care a venit fără subtitluri englezești. Uh-huh. Și băieții care de obicei bagă titlurile au zis, noi nu ne băgăm, că nu știm, nu... Și am zis, bine, nu putem să nu dăm, am promis că ăsta e filmul de deschidere, era un film superb, gata, o să le bag eu. Și am stat frumos în fața acolo și vorbeau și foarte mult, erau vreo 1000 de titluri și așa, și le-am nimerit, pentru că e foarte greu, așa e impresia că e ușor. Sigur, dar la alea coreene era relativ mai ușor, pentru că tot timpul spuneau mamă, una, două, spuneau, aflasem că omul e mamă și cum pac, ziceau mamă, cum, știam pe unde mă aflu. Măcar. Uite, din Swahili ai tradus? Nu, din Swahili nu. Nu, dar din, în schimb am tradus din Bengali. Și Bengali, să știi că funcționează foarte, foarte bine. Și am tradus și cărți prin engleză din Bengali, dar unde se vedea că traducerea din engleză nu era foarte fidelă, în schimb părea mult mai fidelă românei, pentru că găseam din când în când niște, fie o construcție de frază ca în română, dar care nu corespundea în engleză, fie expresii care se nimerau dintr-o parte. Nu mă pot stăpâni să fac următorul lucru, la care nu m-am gândit nici înainte, nici după. Așa. De pildă, eu să fiu acum o scenă dintr-un film, să vorbesc în swahili și tu să încerci să spun să ce zici în swahili. Da. Mai, nici mai puțin. Ia să vedem. Niwales nurifura haleta umaisha. Gurumona kuzumi lala letakasha. Niwele niwesi. Niwele niwesi. E o viață curgătoare, frumoasă, frumoasă până la capăt, dacă știi cum să o privești. Și m-am scos, pentru că oricum nu o poate urmări nimeni. În afară de tine care o știi. Da, și de alți 2-3 români care o știi swahili. Nu știu dacă a fost swahili, sunt cuvinte disparate dintr-un ghid de conversație swahili român, ceva are deci, sens în fine, dar ceva, tocmai de asta legat de apă. Da, vezi, te legi practic de obicei exact, de ton și, de ton, de obiecte, da. În egală măsură și după aia, așa cu puțină imaginație, merge. Ai tradus, acum din statisticile, ai văzut că am 13.000 de filme. Când te zici, s-au făcut 14, da. 14.000 de filme, sunt 14.000, nu știu cum. Păi, cam, deci când sunt la Berlin sau la Cannes, la festival, în 12 zile văd cam 50 de filme și de-aia, deci le cresc la un moment dat. Acum, ca să întrerup aici statisticile, mă gândesc câtă... Jung spunea eu le număr așa, că mă puneți voi să număr, că eu n-aș număra niciodată să ne înțelegem. Tocmai, numărul în sine e o obsesie a, nu știu... A întrebătorilor, când, spun eu, da. Jung spunea să nu ne pierdem poveștile, pentru că ele sunt intermedii față de profunzimile noastre. Cred că ocupă... Bun, viața ta înseamnă film 90%, ai spus undeva. Da. De fapt, nu înseamnă... Ce înseamnă film, ca să mergem mai jos? Film înseamnă aceste lumi de reprezentări, gânduri, imagini, idei care te fac să fii în contact cu ce înseamnă, nu știu, ce însemni tu ca rost, ca sens, ca viață, ce? Cred că e mai mult decât atât. Cred că, în primul rând, e o trișerie. Din nou, adică e o modalitate de a trăi mult mai multe vieți. Da. Și de asta nu înțeleg pe cei care nu merg la cinema, pentru că un film văzut la cinema sau un film văzut cu o sală, chiar dacă e vorba tot de colegi de-ai mei de breastă, sau, da, e cu totul altceva, e o trăire mult mai intensă. Oricât te-ai strădui la tine acasă, eu nefiind...
genul care, da? În mod normal, da, simt nevoia să fiu înconjurată de foarte multă lume, dar o lume pe care nu o cunosc și o simt împrejurul meu e ok, nu neapărat. Cinematograful și biserica, eclezia împreună, totul, da, e o activitate de a fi împreună, care ne, da, hrănește. Da, știm foarte bine că teatru de acolo, da, a pornit, da, 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 de la teatru ne-am dus, mm-hmm, la cinema și de aia se cheamă theater în continuare, sălile de cinema, pentru că erau de fapt niște săli de teatru și, de exemplu, la Buenos Aires, mm-hmm, ele se păstrează în continuare ziua, sunt filme sau seara, foarte târziu filme și ele sunt piese de teatru, deci ele conviețuiesc. Mm-hmm. Să vină lumea ca să simtă, da, de ce împreună, da, le. Da, 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 e cu totul altceva. Adică faptul că te bucuri odată cu ei sau că ai curajul să lăcrimezi odată cu ei sau, mă rog, sigur că există și riscul sau tot fel de comentarii nefericite sau vreo conversație telefonică. Toată lumea își imaginează că numai el se aude cu celălalt, ceilalți nu. Da. Ți-a rămas un comentariu care să fi fost așa ionescian sau știu și eu, auzit într-un context din acesta de cinema? Da, un bun privitor. Da, de un absurd, da, total. Da, pentru că, de fapt, din comentariile alea, de cele mai multe ori îți dai seama că fiecare dintre noi vede altceva în filmul ăla. Da, ca în viață. Și asta este. Viață, și de-aia, da, zic eu, în principiu, e bine să le vezi cu ceilalți. Că chiar știi când mai fac un comentariu, să vezi că ești... Și pe aia, mm-hmm, stai și te gândești, dar dacă ăla a văzut cu tot altceva decât am văzut eu acolo, da, sau așa, mm-hmm, sau în ce măsură suntem egali, mm-hmm, ca percepție. Mm-hmm. Sigur că nu ești egal ca pregătire cinematografică, de exemplu. Mm-hmm. Da. Deci asta cred că e. Vezi foarte multe filme, descoperi niște lumi. Pentru mine a fost o evadare dintr-o lume în care n-aveam voie să am un pașaport. Bun, asta și nu puteam călători. Asta, da, asta a fost asta inițial. Cum se numea inginerul acela care te-a... Zamfir. Domnul Zamfir era cel care nu traducea, că tocmai că nu știa nicio limbă. El avea geniul afacerilor și, da, el e și cel care... Plus era cu curaj, dar era chiar, se știa ce acolo și se seama că dacă, da, ne putea opri a doua zi, nu-ți imaginezi, mm-hmm, că cineva, mm-hmm, nu știa, asta e o naivitate, da, să-ți imaginezi așa ceva, da, plus că mult mai târziu am aflat că se întâmpla în toate celelalte țări foste comuniste, da, deci nu era, mm-hmm, nicio, absolut, mm-hmm, nicio noutate, dar totuși avea oarecare perseverență, pentru că din când în când și pe el încercau să-l sperie, tocmai pentru că avea o anumită nonșalanță, așa, adică era atât de sigur pe el, da, încât chestia asta cred că enerva, pentru că totuși păzitorii aia trebuiau să demonstreze și ei, probabil că trebuiau din când în când să, da, dea, da, câte, da, o, da, informare, să zică ce se mai întâmplă în casa aia. Și îmi imaginez că rețeaua a devenit de o arborescență și de o fluiditate fantastică. Era extraordinară, era mai grozavă. Traduceai astăzi un film direct, așa, și în până două zile... Până seara ajungea în toate colțurile țării, da, cu camioane, în special, cu tirurile, care erau cam singurele, mm-hmm, care putea. Că, să nu uităm că pe vremea aia, între altele, era și o lipsă de benzină. Nu era așa de simplu, deci la tiruri, da, că chiar îmi povestea cineva că de multe ori, mm-hmm, cumpăra casete contra benzină, nu contra bani sau așa, sau erau tot felul de chestii, sau, da, am aflat la un moment dat, chiar de curând, chiar de la un șofer de taxi, că era încă puști și dacă aducea alți trei să vadă filmul unde să, mm-hmm, că se proiectau pe blocuri, pe curțile, mm-hmm, oamenilor, pe nu știu ce, să percepeau niște bilete ca la cinema și dacă aducea, da, alți trei avea el dreptul să vadă filmul pe gratis, așa. Am zis, vezi, nenorocirile alea de piramidale, ia uite de când existau, adu încă trei și mergi la FNI, merge mai departe. Da. Ai participat la, cum să zic, la un experiment, sau nu știu cum să-i spun, care, mm-hmm, practic, domnul Vintilă Mihăilescu ar avea de studiat vis-a-vis, mm-hmm, de fenomenul acesta în sine, care s-a dizolvat de la absolut incredibil și tu te-ai pomenit într-o lume liberă cu pașaport și iată că revenim la, da, felul în care ai putut să umbli și ai umblat în lung și în lat. Păi trebuie pământ să recuperezi, 33 de ani n-am putut călători. Recuperat. Dar toate drumurile s-au întors în vatra luminoasă. Exact. Păi la, normal, adică ta, este luminos ca frații Lumière. Unde este motanul Ritz care... Da, 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 care păzește acolo foarte bine și unde este, într-adevăr, o zonă cu cinematografe, chiar dacă ele, mm-hmm, între timp nu mai există, dar existau în copilăria mea, era Munca și Popular, dar noi mergeam la sala Palatului pentru că era un ecran mult mai mare și mai luminos, asta e problema ecranelor în România, că nu sunt suficient de luminoase. Asa. În principiu s-au bine cu condiția să nu fie filme românești, dar nu sunt suficient de luminoase ca în străinătate.
Și nimeni nu se izează pentru că probabil nu le văd filmele și colo și colo și sau dacă le văd în străinătate nu mai vin să le vadă și în România doar. Eu dacă le văd, diferența e foarte. Ecranele nu sunt luminoase, însă se întâmplă ceva cu totul luminos acum pentru că avem un telefon. Așa. Ia. Și să o întâmpinăm pe doamna doctor Gianina Micu, președintele Societății Române de Psihanaliză. Ne auziți, doamna Micu? Da, da, bună dimineața. Bună dimineața, doamna doctor. Tocmai încercam, doamna Micu, să vorbim despre lumină și mai ales despre felul în care ne putem uita prin lumină și în interiorul mai întunecos sau mai puțin întunecos al nostru și despre faptul că cinematograful, cinemaul, poveștile se leagă foarte mult de ceea ce suntem noi și de... în fine, metodele în care ne putem cunoaște. Și știu că s-au întâmplat lucruri deosebite, s-a pus la cale și s-a desfășurat prima, a doua și o să fie, că de la numărul 3 deja avem multitudinea, Festivalul de Psihanaliză și Film. Ne puteți spune, doamna Micu, câte ceva legat de lucrul acesta? Sigur, sigur. Încerc câteva cuvinte, deși cred că mult mai în măsură ar fi doamna Irina Nistor, dar spun perspectiva mea, cel puțin de moment. Din fericit, am început, sau am tentat începuturile unor punctuale colaborări pe care le-aș dori din tot sufletul mai consistente și instituționalizate pe cât posibil în lor, între dumnea ei și echipa pe care o reprezintă și Psihanaliză și Societatea Română de Psihanaliză pe care pentru momentul reprezint eu, puse la cale sau prilejuite în festivalul de psihanaliză și film, care, după știința mea, sper că deja a avut desfășurat a treia ediție anul trecut, care în ultimul două ediții a avut din fericire și cred o continuare pe viitor, un invitat deosebit, alături de toți ceilalți invitați care fiecare lui a fost deosebit, din cei mai mulți din domeniul cinematografiei, de data asta la ce m-aș referi eu fiind direct vizat așa, mă gândesc la domnul Andrea Sabadini, un psihanalist londonez, care de mai bine de 15 ani a inițiat comunicarea asta către public, între cinema, filme și psihanaliză, și care, iată, cum spuneam, ultimele două ediții a fost prezent și la Festivalul Românesc de Psihanaliză și Film. Ceea ce, cred că, cel puțin pe mine m-a bucurat foarte mult, sunt convinsă și știu că și pe doamna Irina Nistor și pe toți cei care au fost implicați în organizare. Și mai ales că este musai ca cele două domenii să meargă în continuare. Doamna Irina. Nu, să meargă sigur în continuare între 12 și 15 noiembrie. Da, a fost atât de noi și deschiși echipa doamnei Nistor și bineînțeles doamna Irina Nistor, încât din start s-a creat o prietenie spontană cu Andreea Sabadini, iar el și-a exprimat total explicit și fără niciun echivoc dorința de a continua colaborarea asta și prezenta lui. Doamna doctor, vă mulțumim tare mult. Așteptăm cu interes să se... Cel de-al treilea ediție. Da, pentru că există o ediție zero. De fapt, a existat și o ediție zero. A treia ediție acum, a fost zero. Pentru că am venit imediat de la Londra, unde Andreea Sabadini face acest festival de mulți ani, el îl face din 2 în 2 ani, dar are cu tot o altă construcție decât ce am făcut noi la București, dar care ne-a lăsat să ne inspirăm și mai mult decât atât ne-a și însoțit, iar prima dată am inclus la festivalul de la Dachino, am inclus filmul despre Freud și Jung, pe care distribuitorii, cel cu Kira Knightley, pe care distribuitorii nu intenționau să-l aducă pe marile ecrane, dar văzând succesul de la festival, au mers
pe ideea că va exista un public și într-adevăr au avut un public mult mai mare. Apropo de asta, deci am făcut și o experiență directă și la care atunci am avut doar un mesaj din partea lui Andreea. Și el are festivalul ăsta la Londra, care este de altfel sub egida lui Bertolucci, care la rândul lui a făcut multă psihanaliză, a lucrat cu psihanaliști, tocmai pentru a-și face mai bune filmele. Asta este justificarea lui. Deci nu din alte considerente. El așa spunea că l-a ajutat teribil în cariera lui și ca, pentru a înțelege mai bine niște lucruri. Pentru că la noi, și asta mi-a plăcut ca idee, că la noi există, din păcate, gândul ăsta, idee preconcepută, că nu te duci decât dacă ceva nu e în regulă, dacă nu e bine să nu știe nimeni că te duci la psihanalist în primul rând, și așa, și am încercat tocmai să modific percepția asta, că e o percepție total greșită și păguboasă în ceea ce ne privește, să schimb la ei, la Londra vin preponderent psihanaliști, eram foarte puțin critici de cinema, nu știu dacă doi sau așa, și sunt prezentate filme, dar comentate doar de psihanaliști, fără public. În schimb, la noi există un public și un public numeros care poate să pună întrebări psihanaliștilor, criticului de film sau cuiva care are o legătură directă cu subiectul. Da. De exemplu, am avut de judge, am avut un judecător care putea fi întrebat și este excepțional și ați făcut sub acest aspect un lucru important, iată, împreună cu Societatea Română de Psihanaliză. Doamna doctor Gianina Micu, dați-mi voie ca din partea Societății Române de Psihanaliză să-i oferă Irinei un număr al revistei Române de Psihanaliză, care e indexat în multiple baze de date internaționale, având în vedere că Irina noastră este cât se poate de internațională, ca să zic așa. Mulțumesc foarte mult! Doar o secundă, aș mai zice atât, că îi mulțumesc și domnului Irina Nistor și domnului profesor Georgescu pentru deschiderea asta de a face legături și într-un fel de a favoriza, de a promova modificarea și mentalităților la nivel social. Cred că e foarte important să ieșim din domeniul fiecărui în parte și să putem comunica către ceilalți. Vă mulțumesc încă o dată. Așa să fie. Da, exact. Și să o facem chiar cu oameni de meserie, adică nu după ureche, așa. Nu după ureche, dacă se poate. Adică tocmai asta am încercat foarte tare să și de asta și colaborarea la care ține mult și Andreea și eu și Gianina. Când o să fie acum ediția a treia? O să fie între 12 și 15 noiembrie. O să fie tot încercăm să nu mai cădem peste târg de fiecare dată, peste târgul de carte. Pentru că nereușind să mă dedublez, să eventual să triplez, pentru că ne-am lucrat în două săli, la Cinema Studio și la Cinema la Elvira Popescu, și între timp mai aveam de prezentat și cărți la târg, deci a fost o alergătură teribilă și am lansat și Imagini Mișcătoare, asta este cartea lui Andreea, pe care am lansat-o, și Andreea a fost foarte drăguță, Adini, că spunea că la Cinema Studio a avut mai multă lume chiar decât la Muzeul Freud, unde a lansat-o acolo. Și lumea a venit, l-a ascultat, a văzut și un film după aceea. Și... să-mi o dea un pic soare la cameră, așa, și uite, ți-am mai adus important. Pentru că la așa, la deci avem în editura 3, apropo de exact, faptul că... Exact, în editura 3, unde știm că director este un foarte mare psihanalist și... domnul Vasile Zanfirescu, care a fost... Vasile Demzanfirescu, de curând în studioul acesta. Așa, și care ne-a publicat cartea și cu o viteză extraordinară, că și cum se face totul la noi pe ultimul moment. Așa. Și astea sunt două imagini ca să aveți un pic mai clară ideea de ce se întâmplă acolo. Cel cu spatele este Zavadini și în partea cealaltă este Mike Lee, pentru că acum 2 ani, pentru că anul ăsta va fi din nou la Londra la sfârșitul lui octombrie, începutul noiembrie, subiectul era secrete. Ori cu Mike Lee avea Secrete și minciuni, celebrul lui film. Ne-a ținut cu sufletul la gură până în ultimul moment. Mărturisesc că eu am cam ghicit, ceilalți mai puțin, pentru că știu mai puțin cinema. Am zis, avem un invitat special în ultima zi, și am zis, nu se poate să vorbească despre Secrete și să nu-l aibă pe Miley. Și într-adevăr era Miley acolo, deci pentru mine Secretul a fost mai puțin secret, dar plăcerea a fost egală, pentru că tot așa era ideea de a aduce un cineast, ceea ce facem și noi. La scurtmetrajele românești, de exemplu, sunt prezenți toți regizorii, de obicei sunt regizori tineri, și am avut și regizori străini, dar și la scurtmetraje, și care își descriu filmele și, pe de altă parte, sunt extrem de interesați să asculte povestea psihanalistului. Și așa, de exemplu, în România s-a ajuns la o producție care a Iuliei Rugină, care inițial a venit
cu un film la Londra. Culmea, ne-am cunoscut la Londra noi aici, că așa se întâmplă de multe ori, care se chema Ostatești de Crăciun. Și din discuțiile de acolo și din interpretarea pe care au făcut-o, era un mediu metraj foarte interesant de altfel, a făcut mai apoi Love Building, unde erau diverse cupluri luate și comentate de psihanaliști, făcut în cheie destul de amuzantă, cât lumea să vină și cât să prinzi și o tânără generație și ca după aia să descopere realmente la ce folosește, mă rog, să faci diferența între un psihanalist și un terapeut și că la noi tot e așa, eu tot cred în continuare că e nevoie de foarte multe dicționare și de-aia m-am bucurat foarte tare de asta pe care am primit azi dimineață. Ghidul psihanalistului perfect, domnul Georgescu, e racord, cum zicem noi în cinematografie, pentru că ceea ce Jung numea sincronicitate, la noi se cheamă racord. Racord că dimineața la francez, tocmai asta prezenta o carte despre ideile preconcepute pe care, cu care trăim cu toții și nici măcar nu le verificăm niciodată, cum ar fi cea a șahului și a reginei. Regina de la șah, jocul de șah, nu e nicio regine, era vizirul șahului, bineînțeles, dar până a ajuns în Europa s-a transformat într-o frumoasă doamnă. În spatele oricărei regine se află un vizir. Exact. Da, 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 probabil, probabil. Ne așteptăm vizirul. Da, și, și invers. Ai avut și ai o, o seamă de activități, nu știu, unele sunt mai puțin cunoscute. Ai făcut documente, cum să le spun, cine documente? Da. Unul despre nașterea televiziunii, altul despre Toma Caragiu. Exact, da, da. Despre Toma Caragiu era la categoria maestri, despre viața lui. Da, era tot în, într-un ajun de 4 martie. Mă rugase să fac un, un medalion special chiar sora lui, Matilda Caragiu Mariuțeanu, și am fost foarte măgulită că m-a ales pe mine și mi-a fost foarte drag, pentru că am înțeles mult mai multe și despre a român și despre... că era o imagine mult mai vastă a lui, a lui Toma decât aveam noi, îndreptându-ne mai degrabă doar de sketch-urile care ne încântau fiecare început de an nou și care continuă să fie și pe telefoanele noastre mobile și pe... și pe YouTube și peste tot. După aia am avut o, firește, o emisiune tot mai aici despre profesorul meu, de Isucianu, despre care am încercat să scriu și o monografie. Și, iar anii... Mentorul da, tău. Este mentorul meu, categoric mentorul meu. Un mentor, aveam 18 ani, avea 81 când ne-am cunoscut și am avut norocul 9 ani să vedem filme împreună și să mi le explice altfel. 18, 81, 81 și 9. Exact, da, exact. Aici suntem în continuare, în, da, bine, în miezul putem să mergem numerologiei. Până, până, ți-am zis, merge, merge peste tot și la numerologie și peste tot. Da. Ai... Iar cu anii a fost anul 57, 58 și 59, tocmai cum erau anii respectiv prezentați în România și cum erau ei de fapt internațional, adică ce aveam voie noi să știm că se întâmplă și ceea ce nu era voie să se întâmple. Iar chiar la, la 1956, cred că am făcut o, chiar o, o paralelă cu 96, chiar între una și alta. Da. Și Freud, de altfel, era preocupat de numere, de date, de așa mai departe. Bun, lăsăm. Ai conceput, realizat și prezentat emisiune în franceză pentru TV Sac. Pentru TV Sac, da, da, da. E, e o experiență, nu știu, câți, câți realizatori din România au făcut așa ceva? Sau oameni atunci, de atunci, da, era o zi a TV Sac-ului și au venit și au ales dintre mai mulți realizatori de emisiuni. Și am, iarăși am fost foarte bucuroasă pentru că am fost între puțini aleși. Sigur, eu știu franțuzești. Și locuiești, locuiești în franceză, da, 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 în primul rând. Da, 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 exact, da, da, cred că acolo de bază. Și atunci, sigur, mama mea era profesor de franceză și este păsfer francez și sigur că mi-a făcut mare plăcere. Și a fost o emisiune urmărită și era o primă emisiune despre cinematografia românească în momentul, la puțină vreme după Revoluție, când marele succes fusese la Veneția cu filmul lui Dan Pizza și fusese deja în, fusese, ajunsese Pintilie la Cannes. Deci era un moment...
Dar după aia a existat oarecare pauză până a reînceput nou val. Să-i zic, îi zic reînceput pentru că cinematografia nu s-a născut toată cu nou val. Mm-hmm. Că de-aia se cheamă nou val, că a existat și unul vechi. Mm-hmm. Cam asta e ideea. Spunea domnul Sorin Ilieșiu că așteptăm Oscarul vis-a-vis de... Și că în registru proxim o să se întâmple. Ce zici de chestia asta? Toată lumea îl speră în egală măsură pentru că este mult mai glamorous așa. Dar... Mm-hmm. În primul rând că Pandorul e mult mai important și l-a luat Mungiu pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, Cristian Mungiu. Da. Între timp s-a luat un urs de aur care din nou, eu cred că mai degrabă pentru poziția copilului al lui Netzer, eu cred că mai întâi ar trebui să sperăm la Veneția într-un leu de aur și după aceea să mergem. E interesantă precizarea vis-a-vis de top premii. Așa mi se pare, iar pe de altă parte e un vis. Dar cred că e un vis destul de amar până la urmă. Chiar anul ăsta am fost în studio toată noaptea respectivă. Oscarul pentru film străin l-a luat Ida, un film polonez făcut de un tip care a stat mulți ani în Londra și apoi s-a întors să facă filmul Ida la el acasă. A luat premiu, e foarte adevărat, a avut dreptul la cele 2 minute de celebritate maximă, dar nimeni nu s-a preocupat în mod special de filmele într-o limbă străină, nimeni nu i-a dat nicio atenție pe covorul ăla roșu pe care toată lumea îl visează, adică nu trebuie să ne facem niște așteptări mult mai mari decât sunt ele. Și cred că ar trebui să luăm și Sezarul cel mare, chiar dacă Radu Mihăileanu a luat niște Sezaruri pentru scenariu, de exemplu, la concertul. Și, între timp, tot Cristian Mungiu luase și premiul european, adică avem diverse trepte. Deci nu trebuie neapărat să ne imaginăm că dintr-o dată se vor modifica niște lucruri, dar, pe de altă parte, bun, și dacă luăm Oscarul după aia, ce o să mai visăm? Da. Ce o să mai visăm? Asta vreau să știu. Să te ferească Dumnezeu de visul Pentru că dacă... Împlinit. Și după aia, ce se întâmplă? Asta, așa că mai lasă-l un pic acolo. Da, asta e o temă importantă, că avem întotdeauna nevoie de acest orizont intangibil sau greu tangibil sau cu scop de etapă, cu o privire către etapă, o consumi, mai ai câte ceva, mai ai câte ceva. Da, și pe de altă parte, cred că așa în genele noastre e... un lucru pe care am putea să-l mai îndreptăm, poate așa cu ajutorul vostru la un moment dat, să nu știm suficient să ne... bucurăm atunci când ni se întâmplă ceva bun. Întotdeauna ne gândim, dar se putea și mai... putea și mai... Știi când mă bucur că sunt aici, în acest moment cu tine? E sărbătoare. Da. Adică de fiecare lucru foarte mărunt. De exemplu, eu mărturisesc că m-am bucurat teribil de cartea asta, m-am bucurat teribil de floarea aia pentru că era mov, că era acord cu movul, care n-are nicio legătură cu flacraniole și alte prostii. Poate cu ceva flăcă și... De la 18 ani, deci, dar cu 40 de ani tot cu mov, n-am nicio dragă cu flacraniole. Deci... De fiecare lucru, dacă știi cum sau acum cât a fost povestea asta cu umărul, m-am bucurat de fiecare dată când cineva mi-a ținut haina. Deci, într-o dată, am realizat că lumea a uitat să mai țină haina. Da, vrei să spui pentru oameni cum a fost povestea? Deci, trebuia să vii la emisiune. Trebuia să vin la emisiune. De obicei, deci ieșisem de la o altă emisiune, de la antenă, și de obicei când ajung la antenă, întotdeauna șoferii noștri ne aduc foarte aproape de ușă, știi? Da. Adică merg pe trotuar. Și eu întotdeauna am zis, nu mai mergeți pe trotuar, să e lume care trece, o să zică lumea că facem până nebunii, că ne duce până nu știu. Dar nimeni nu mi-a zis că este extrem de denivelat acolo. Da. Când au venit cei de la voi să mă ia, era o benzinărie și eu tot încercam să-i dau niște indicații pe unde să vină. Nu m-am mai uitat pe unde calc, firește, deși, cum zice buna mea prietena Simona Bondoc, tot timpul te uiți pe unde calci. Nu pe sus, nu cu gândul aiurea, nu vorbești la telefon. Te uiți pe unde calci. Între timp am văzut. Și n-am văzut și m-am împiedicat. Pur și simplu m-am împiedicat și în momentul în care m-am împiedicat, am căzut cu umărul într-un număr de mașini. Mă rog, mașina aia stătea pe loc, din fericire, care bine se scă secționat. Dar a doua zi am plecat la Sundance, chiar și așa. Chiar și așa, și chiar așa. Păi, acum era să pierd Sundance, să pierd întâlnirea. Știi cum a fost? Așteptam, ne-a sunat șoferul, zice, e la spital. Și eram aici cu totul pregătit. Doamne, a fost așa o... Nu cred că o să mai întâmple niciodată în istoria unei pregătiri de emisiune să afli că invitatul ajunge la spital. Da, ajunge la spital, da. Partea noastră era că în aceeași zi, fata care făcuse...
lucrase la producția lui Chuck Norris versus comunist, că pentru aia plecam la Sanders și am avut tot felul de întâlniri, așa, interviuri, și aici adică trebuia să ne spui să fiu neapărat de, da, acolo. Și așa, fata aia năștea în aceea zi și cei de la care se ocupau de noi, zicea, dom'le, dați numai la spitale, zice, da, naște una cate, adică ce se întâmplă, zice, de ziua spitalelor. Dar nu-i nimic, eu a doua zi totuși am plecat. Ai plecat, prin urmare, Chuck Norris versus comunism, realizat de Ilinca Călugăreanu. Este exact pe principiul polonezului de care spuneam mai devreme. Deci ea s-a născut în România, s-a născut la Cluj, a învățat însă în parte la Londra și acum stă la Londra. Deci filmul este o coproducție și cu americanii și cu Arte, partea germană, și cu HBO Europa și HBO România. E un o docudramă din nou, pentru că este povestea perioadei video din România și există și o reconstituire, ceea ce se cheamă ca la Pintilie, dar îmi place că se cheamă tot reconstituire, o reconstituire a perioadei în care există o actriță, Ana Maria Moldovan, care mă interpretează. Deci, sosia, pot să mă fac președinte? Nu vreau să mă fac președinte, nici măcar pentru o zi. Să te vezi interpretată. Cum e senzația asta? E foarte strană. Puțin o trăiesc. Da, e foarte strană. Nu mi se întâmpla prima dată, pentru că a existat acum câțiva ani un sketch care s-a dat tot în noaptea de Reveillon și unde era Emilia Popescu, era tot așa. Era cu Bănică și Bănică era un ban care se întreba ce se mai întâmplă cu cultura în România. Și veneam eu și spuneam, e jale, și pentru că toată lumea face tot felul de bancuri care îmi fac plăcere pe socoteala mea, pentru că eu nu traduc în jurăturile. Și atunci era și eu veneam și mă plângeam, se vorbește îngrozitor de urât și era enachiță. De fapt, nu că interpretez jurăturile. Da, interpretez într-un mod personal în jurăturile. Care sunt variantele de interpretare? Mai du-te naibii, cam asta și cam tot. Dar vezi, deja mi se pare bizar să-ți spun, pentru că am impresia că îți mă adresez direct. Da. Pentru că ne gândisem să punem un crâmpei din clipul cu taxi, mai ales în finalul care este cu foarte multă, cum să zic, savoare. Și la care am marșat. Superb. Mi-a făcut plăcere, da. Du-te naibii sau... Da, da. Ca expresia asta este superbă și cred că făcea deliciu miilor de oameni. Da, bineînțeles, pentru că fiecare știe în jurătură și știe sigur și cum să faci o coproducție, adică cum să faci un copil, deci nu era inclusiv cuvântul care începe cu aceeași literă pormânește. Deci nu era nicio fantastic complicație. Dar nu văd de ce trebuia neapărat să îl și audă. Când spui, vă invităm la o coproducție, asta înseamnă că vă invităm la o nuntă. Da, la nu, trebuie să se finalizeze cu un copil ca să fie coproducție, trebuie să fie un produs ca să fie coproducție. Bun, botezul exact, atunci. Exact, la botez, da, într-adevăr. Exact. Și atunci există și producător executiv care sunt nașii, probabil. Da. Să mă... Așa, vorbeam de felul în care ai fost interpretat și ai spus că a fost o a doua oară. Deci era a doua oară și aici, sigur că maturarea era foarte bine făcută, toată povestea asta. Și pe de altă parte, a venit o singură dată, eram la Radio Gold, a venit în timpul unei emisiuni și a prins foarte repede din gesturile mele, inclusiv faptul că atunci când îmi pun căștii, îmi dau jos cercei, de exemplu, sau așa, când îmi dau jos niște cercei, sau gestul, și era foarte frumos, mai ales la Sundance, pentru că era o imagine din film și care se apărea pe ecran împreună cu toate celelalte 200 de filme care erau și în fiecare zi apărea ca într-un hublou imaginea asta, știi, și vedeai... Toate erau trecute repede în revistă, absolut cele 200 de filme. A fost o experiență foarte interesantă pentru că au fost 6 proiecții, am fost la toate. Se terminau cu un Q&A, cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. Cel mai mare succes l-am avut la Mormon. La Mormon? Da, la Mormon. Da, e adevărat. Cred că i-a și impresionat toată discuția asta. Mă rog, o să înțelegi mai bine discuția despre ce s-a întâmplat când am tradus... Uite, acum aud ceva din clip. Cred că auzi din clip. Nu știu, zic, uite ce muzică de film o fi asta. Da, nu, vezi, asta ți-a scăpat de la taxi. Da. Și asta mi s-a părut iarăși o coincidență. Eu circul numai cu taxi, unde avem mașina. Și că la un moment dat spuneam că dacă ar fi să cumpăr, mi-aș cumpăra un taxi, nu o mașină. Da. Și uite ce taxi ți-ai cumpărat, ca exact, să zic așa. Exact, a fost un taxi cu 1 milion și ceva de accesări. Un milion și ceva de accesări. Da, și culmea a fost la un festival, după aia imediat în Canada și deja toată lumea a văzut ce înseamnă, știi, cât de repede circulă informația.
Da, când vorbeai de personaj, mă gândeam că apetența ta, ai spus, pentru cinema este și legată de Trish, ai spus, de evadare într-un personaj. Da. Și iată, acum ai avut o șansă minusculă, drept, să evadezi în propriul tău personaj. Da, absolut. Ca joc de oglinzi. Chiar de mai multe ori. Da, colosal. E la timp să te vezi în viață, așa că... Da, mă gândeam la bucuria ta într-o noapte, o noapte a unor premii. Mm-hmm. Tu stai trează, nu te culci, sau la două noapte ești... Și trebuie să reziști toată noaptea, nemâncată, nedormită. Și după care mergem la fiecare televiziune în parte, pentru că fiecare vrea să știe părerea și la fiecare televiziune în parte trebuie... Să variezi ce spui, dar rămânând în aceea, pentru că nu se schimbă filmele între timp, tot alea au luat premiu, dar nu poți să spui același lucru de 70 de ori, pentru că e o formă de respect față de tine, în primul rând, că nu neapărat o să stea cineva să te urmărească pe toate posturile să vadă ce spui, dar e o chestie de... Asta am învățat-o de când eram la facultate, adică să încerc să... Și îți conservă energia să poți să ai bucuria aceea după, nu știu, perioada de somn. Păi da, tocmai e foarte multă adrenalină acolo, pentru că și tu la rândul tău ții, de exemplu, la anul ăsta am ținut foarte tare cu Grand Budapest Hotel, tot așa, pentru că l-am cunoscut pe Wes Anderson, am făcut un interviu cu el și mi s-a părut un tip absolut formidabil. Dar țineam și cu Linklater, că și el a fost la București și pe Rusia. Deci era foarte complicat. Eu sunt foarte subiectivă. Deci cine spune că poate să fie un critic obiectiv? Nu. Da. El este subiectiv, măcar că e subiectiv cu el însuși. Nu poți să fii obiectiv. E o absurditate. Poți să fii un pic mai obiectiv. Adică să fii chiar eventual, dacă n-ai nicio legătură cu tine însuși, ceea ce asta înseamnă un pic de nebunie. Asta cred că e grav. Da, cât se poate de grav. Cred că puteți să treceți pe lista de pacienți. Da. Interesant aici că ai spus, mi se pare la un moment dat, că personajele negative sunt mai importante decât alea pozitive. Apropo și de faptul că te-ai săturat să tot intervievezi personaje care îți plac, alea care te suscită. Ce înseamnă negativ pentru tine? Ce te enervează? Sau ce în cazul ăla, nu. Eu spuneam de personajele negative, că sigur că sunt mai nostime în filme și pentru actori sunt mult mai, cum zic eu, ofertante. Dar în viața de toate zile nu-mi doresc să întâlnesc personaje negative. Eu vreau, în general, filme cu happy end și întâlniri cu happy end. Nu, chiar nu doresc. Mă deranjează foarte tare o detașare sau un dispreț teribil, când ai, inclusiv la o conferință de presă, când sigur că acolo vine, de exemplu, un regizor, care ele tot timpul în poziția, cei din sală o să-mi pună întrebări, ia să, mai bine să-i blochez eu pe ei, ca să n-apuce ei să mă blocheze pe mine. Asta îți dă o senzație neplăcută sau poate să dea o senzație neplăcută chiar publicului, știi? Adică și publicul să zică, domne, mie filmul mi-a plăcut, dar nu mi-a plăcut cum s-a purtat regizorul, cum a tratat regizorul. Adică eu cred că și el, sau orice creator, sau orice actor, că și actorii uneori știi din ideea asta, ca nu cumva tu să-i încolțești, deși tu n-ai neapărat intenția să-i încolțești vreodată, știi? Atunci simt ei nevoia să te pune înainte la punct. Da. Sau, ce întrebare asta? Sau chestii de-astea, știi? Ori astea îți fac o imagine foarte proastă pe loc. Ăla nu te uită niciodată, nu te iartă. Asta este evident. Și atâta vreme cât tu nu-ți iubești publicul pentru care crezi, că tu totuși nu crezi pentru la tine în sufragerie. Da. Sau eventual pentru trei prieteni, dacă i-ai și pe aia. Ci tu, e bine totuși să ai un public mai larg. Întotdeauna m-am gândit că povestea asta a lui Red Butler, știi, momentul în care el are fetița, dintr-o dată devine mult mai permisiv cu toate vecinele, pe care e clar că nu le iubește în mod special, dar el spune așa: mă voi înțelege bine cu ele și am să las de la mine ca și fetița mea să fie tratată altfel de ele, să fie tratată cu bunăvoință. Mie mi se pare că dacă cineva ar lua fragmentul ăsta și l-ar analiza un pic înainte să creeze, indiferent ce, de la un tablou, la o muzică, la o emisiune, la absolut orice, cred că ar avea o cu totul altă percepție. Adică nu neapărat să cedezi în fața publicului, dar să ai o afecțiune. Afecțiune nu înseamnă o cedare. Da.
E foarte important ce spui și asta deschide o altă pistă de discuție. Din păcate mai avem un minut și jumătate, așa că... Să știi că l-am pe Freud aici. Câte ceva despre Freud. E de la Curtea Veche. Prima mea legătură cu... a fost prima mea traducere și cu benzi desenate, ca să fie cu de prima toate. Traducere. Și l-am găsit, da. Prima traducere care are legătură cu... Ce simpatic care are legătură cu psihanaliza. Iată, da. Oameni buni... Da, numai benzi desenate. Și atunci este mult mai la îndemână ca să-l descoperim întâi așa. E acum mulți ani făcută, dar... Câte ceva despre Freud. Și îmi place gura așa, care merge de la de stânga jos, dreapta sus, este optimist, are, îți dă perspectivă nu numai pe termen scurt, ci mediu, ca să zic așa. Un ochelarist fericit, da. În trei cuvinte, să închizi tu emisiunea așa cum ai făcut-o cu alte multe ocazii. Să o deschizi închizând-o. Să o deschid închizând-o, să zic veniți la festival de psihanaliză și fim și acolo să fiu ceva mai inteligentă decât în dimineața asta. Nu. Cred că mergeți să vedeți filmele fără să vă doriți neapărat să le analizați, că vă analizează ele pe voi. Super, mulțumesc, Irina.